În opinia directorului sportiv de la FC Botoșani, Cristi Popovici, echipa Fanion a județului este o adversară pe măsură pentru orice formație din Liga a doua, lucru care se dorește a fi demonstrat și sâmbătă în meciul din deplasare cu Sportul Studențesc. Totodată, Cristi Popovici pune puținele eșecuri din etapele trecute pe seama ghinionului, mai ales că în rândul jucătorilor s-a văzut determinare și dăruire pe teren. Important e ca la Sportul Studențesc să obținem un rezultat bun pentru a confirma parcursul destul de reușit, zic eu, a echipei în retur. Sportul, la fel ca și noi, echipă fără, eu știu, emoții pe final de sezon, e clar că și ei își doresc să câștige meciul, să avanseze în clasament pentru că nu e o poziție onorantă pentru ei. De asemenea, partida de sâmbătă este considerată ca fiind o oportunitate pentru jucătorii monitorizați să plece la echipe de Liga 1, mai ales că acest joc se va disputa în capitală și la el vor fi prezenți mai mulți oameni importanți din fotbal. În primul rând e ocazie pentru ei, pentru că nu e un secret, conducerea clubului a declarat lucrul ăsta, orice jucător care are ofertă să plece și avantajoasă și pentru club, clar că poate face pasul spre mai bine. E o oportunitate importantă pentru ei. Sperăm să o și speculeze. Singurul indisponibil pentru meciul cu Sportul Studențesc este Andrei Patache, care, după cum a declarat Cristi Popovici, încă de ieri acuză dureri stomacale și stări de vomă. Totodată, pe lângă fundașul botoșenean, se află la limita de cartonașe Matei, Axinte și Boroștean.